Avioanele NATO care spionează mișcările rușilor au ajuns astăzi în România. La puțin după ora 14, cele trei aeronave ale Alianței au aterizat la baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Avioanele AWACS au fost alocate din Germania pentru zboruri de supraveghere și de recunoaștere. Misiunea NATO a fost întâmpinată și de ambasadorul Germaniei la București, Pirge Bauer. Aceste aeronave de recunoaștere au un sistem radar extrem de performant. Ele pot localiza și identifica alte aeronave de la o distanță de 400 de kilometri. Avioanele pot transmite informații altor aeronave aflate în zbor, care sunt echipate corespunzător, astfel că pot fi folosite drept spioni aerieni. Cum flota rusă atacă Ucraina, aceste trei avioane vor ajuta NATO cu informații într-un timp extrem de scurt. Care sunt exact particularitățile tehnice ale aeronavei, știe Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării Securității. Este clar că Rusia folosește flota rusă la Marea Neagră, de acolo lansează rachete Calibr, folosește bombardiere de unde lansează inclusiv rachete KH-22, cum am văzut în atacul din Dnipro, iar astfel de aeronave pot fi un bun mijloc de a avertiza, deoarece văd exact când decolează, văd traseul, interceptează comunicațiile echipajului și pot avertiza sistemele antiaeriene ucrainene pentru a lua mai multe măsuri și a se apăra împotriva acestor atacuri barbare.